Vinerea mare mai este numită și Vinerea neagră, pentru că în această zi Mântuitorul a fost batjocorit și răstignit. Denia Prohodului amintește de aceste lucruri și de moartea lui Hristos. La Costești, tragedia este dublată de incendiul petrecut în 1930 în timpul slujbei. Înăuntru se aflau aproape toți copiii satului, împreună cu învățătorul și preotul. O lumânare căzută din sfeșnic a aprins o coroană, iar câteva scântei ajunse în pod au declanșat cel mai negru episod din perioada interbelică a României. Și acolo în pod a fost și lumânări. Și a mai fost și alte coroane acolo în pod. Și atunci s-a stricat focul și a luat foc. Și atunci a intrat o panică în lume și a fost necaz mare, a fugit departe. Noi n-am mai putut să mai stai, că nu puteai să mai stai acolo, că era alții de afară ca să poată să vie să-i scoată și ai dinăuntru să iasă. Ei dinăuntru n-au mai putut să iasă. Părinții, ca fiecare părinte, au dat buluc să intre în biserică, că a ieșit zvonul că s-a întâmplat nenorocirea, că ușa se deschidea înăuntru și că nu e adevărat, pentru că fratele cel mare era afară. A intrat după ce a luat foc biserica și a și ieșit afară și a mai trăit 2 luni de zile. Biserica s-a surpat rapid pentru că era din lemn. Nimeni nu a putut fi salvat, iar părinții nu au mai găsit decât rămășițe ale trupurilor carbonizate. Anul trecut, Arhiepiscopia Argeșului și Muștelului a început demersurile pentru canonizarea celor 118 copii morți în incendiu. Sfinții mucenici, așa Costești, se pot canoniza fără nicio problemă. Fără doar și poate, au coparticipat, am putea spune noi, cu Iisus Hristos la jertfa Lui și au parte și de înviere. Pe locul fostei biserici din parohia Costești Vechi a fost construit un monument pe care sunt trecute numele victimelor incendiului. La câțiva metri a fost ridicată o altă biserică cu hramul Adormirii Maicii Domnului și Învierii.